Raimond Soroca producea pe timpuri circa 9.000 de tone de frunze uscate de tutun. Această cultură aducea până la 70% din venitul gospodăriilor agricole. În prezent, tutunăritul a degradat semnificativ, iar la Soroca se mai păstrează doar mici suprafețe de tutun. Agricultorii din Raimond încearcă să revitalizeze această ramură importantă. În acest an, raionul Soroca, unicul sat unde se mai cultivă tutunul, este în Soca. Să revină la tutunărit, pesedenia a impus situația economică precară și necesitatea creării noilor locuri de muncă. Pe baza când am început a recultiva tutunul, să ne creat locuri de muncă multe. Practic, în direcția asta sunt ocupați peste 100 de oameni la ziua de azi. Am făcut de la început sierile, facem acum uscătările de tutun. E o cultură intensivă care dă rentabilitate maximală. Optimismul primarului împărtășit și de către sătenii. A fost creată o brigadă specializată din care fac parte 33 de femei care cultivă tutunul pe o suprafață de 67 de hectare. Nu s-a produs vreo 10 ani de zile. S-a mutat din somnă. Anul ăsta a revenit iar din nou la dânsul. Și suntem bucuroși, femeile toți sunt înțelite că au un ban câștigat acasă, nu pe Rusie, pe Italia. Eu am lucrat la tutun 30 de ani. Și a mine mi-a părut rău, când am întâlnit colhozul, n-am avut un lucra, n-am avut tutun. Și am luat la anul ăsta, am început iar de nou cu fiețele de tineri, dacă bani nu lucrăm. Suntem 15 femei și lucrări, ne stăruim să lucrăm, să primim planul și să întreabilim. Într-o seară cu echipa Șex, dăm mai mult tonaj noi ca dânsele. Cu Avisoca, ca și în alte sate, a existat un complex de uscare, sortare și balotare a tutunului, dar a fost distrus. Acum acesta urmează să fie construit din nou. Tot distrus mult, acum trebuie de reconstruit tot ce s-a făcut de... Ca să câștigă și țărani și... Tot lumea să șadă la casele lor. Exemplul locuitorilor din satul Visoca e demn de urmat, iar cultivarea tutunului, numită în popor și iarba dracului, a devenit o sursă sigură de venit. În acest an, satenii intenționează să câștige de la cultivarea tutunului peste 3 milioane de lei.